La Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Păunescu din Recaș a avut loc evenimentul Formare în context european, unde s-au discutat proiectele Erasmus+. Unul dintre proiectele abordate este împreună vom reuși, proiect care se desfășoară în intervalul 1 septembrie 2023 și 30 noiembrie 2024. Proiectul de mobilitate s-a realizat în colaborare cu organizația Vitalis din Germania. De asemenea, proiectul a făcut posibilă creșterea calității învățământului profesional. Totodată dezvoltându-se competențele dascălilor de în ceea ce privește folosirea tehnologiilor moderne pentru o adaptare mai bună la mediul socioprofesional profesional multicultural. După prezentarea proiectelor, a avut loc un atelier de creație cu materiale naturale, apoi evaluarea evenimentului. La eveniment au participat profesori din Recaș, Izvin, Topolovățu Mare, Buziaș și reprezentanții Primăriei Recaș și Parohiei Ortodoxe 2.